Bună seara și bine v-am regăsit. Astăzi guvernul a căzut, despre asta se vorbea de ceva timp. Deja a devenit cert și faptul că cel care este însărcinat ca să creeze viitorul cabinet, să-l formeze și să prezinte Parlamentului programul de guvernare este Dorin Recean. La fel, un nume care a fost vehiculat în spațiul public. Discutăm despre ce va face Recean, ce așteptări sunt și de ce a plecat guvernul Gavriliță. Cu invitații noștri din această seară, dați-mi voie să vi prezint, este vorba despre domnul Dinu Plângău, care este liderul platformei Da, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnul Vadim Pistrinciuc, directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Și de asemenea am discutat cu Radu Marian, care este deputat PAS. Domnia sa, din păcate, la ora difuzării emisiunii n-a putut să discute cu noi, așa că am făcut o scurtă înregistrare cu domnia sa să vedem și care este punctul de vedere al partidului de guvernământ. Așadar, hai să începem cu începutul. A fost sau nu o surpriză plecarea cabinetului Gavriliță și de ce a plecat cabinetul? Sigur că nu a fost o surpriză, am discutat, cred, și inclusiv la dumneavoastră în studio. Au fost foarte multe discuții în spațiu public, din păcate puține explicații din partea guvernului. Au existat câteva motive care s-au vehiculat și în spațiu public, anumite disensiuni în interiorul guvernării, anumită presiune publică din cauza disensiune între cine și cine? Că între primele persoane în adică stat. Între președinte și premierul Gavriliță? Că inclusiv despre asta s-a vorbit, inclusiv, dar nimeni n-a confirmat oficial acest lucru. Inclusiv de asta și spun o comunicare foarte proastă, inclusiv astăzi când au avut loc anumite procese, din reportajele care le-au făcut colegii dumneavoastră jurnaliști, o prestație mai mult decât proastă a miniștrilor interimare, a deputaților din majoritatea parlamentară în comunicarea cu presa, în comunicarea cu publicul. Da, pe acest subiect s-a comunicat foarte prost, da, așa este. Inclusiv trebuie să recunoaștem și insuccesele rezolvării mai multor probleme esențiale de ordin intern. Guvernul actual, care a fost plecat în demisie, și-a depășit deja toate posibilitățile de a mai livra anumite lucruri pentru public, pentru societate și era o decizie, zic eu, puțin întârziată, dar absolut necesară, că ține deja de ceea ce s-a produs astăzi. E o altă temă de discuții și nu este o surpriză nominalizarea domnului Recean, da, în calitate de candidat. Despre cum va fi Recean în funcția de prim-ministru și da, cu această candidatură revin la acest subiect. Dar aș vrea să aflu și părerea dumneavoastră. Totuși, de ce a plecat acum Natalia Gavriliță? Pentru mine, de exemplu, a fost o surpriză. Că eu știu că ne-a spuneți argumentul că nu este o surpriză că s-a vorbit în public. În public se vorbește plecarea guvernului de obicei la a treia, a patra zi după instituirea lui. Evident că toate presiunile astea publice de multe ori au niște origini anonime. La noi intensitatea comunicării acum e total diferită decât 10 ani în urmă. Deci trebuie să răspunzi la toate acuzațiile de pe toate canalele anonime, site-uri, deseori, din păcate, preluate de către presa mainstream, de către presa mare, să zic așa cum sunteți și voi, sau alte canale. Deci pentru mine a fost o surpriză, eu nu sunt la curent cu toate detaliile în miniatură acolo. De ce? Fiindcă câte disensiuni există în permanență, eu mi-aduc aminte viața de partid când eram eu în partid, evident că aveam contradicții și disensiuni, dar asta este parte din viața de partid și cred că domnul Plângău o să confirme asta. Într-un partid vine oamenii, fac activitate cumva voluntară, da, e foarte complicat. Despre plecarea de ce perioada actuală s-a vorbit mai mult după acea ședință secretă de la președinție. Haideți să ne amintim despre ea, despre care la fel nu s-a comunicat. Secret. Și dacă era secret, nu vorbeam despre dânsa nimeni. A fost secretă, ea nu a fost secret, anunțată. Nu mai mult de zi, așa. Cred că te duci la președinție, la ședință în centrul orașului, asta nu poate fi ședință secretă. Păi, dar nu s-a anunțat oficial. Odată ce nu e anunțat oficial și stau ziariștii să pândească participanții la ședință, aceea aleargă că nu știu, dar ce de să ce spună și nu, dacă nu. Păi da, dacă s-ar fi spus frumos într-un comunicat, are loc, se discută asta, nu mai doamna era Lorena, nicio în Parlament, de obicei, eu am fost deputat timp de 4 ani de zile, cu Doamne ajută,
Deci de obicei au loc simultan câte 10 ședințe și cam toate, dacă după criteriul ăsta sunt secrete. Da. De ce acum? După mine este o motivație politică. Partidele aflate la guvernare au mai multe instrumente pentru a vira, a face, spunem așa, niște mișcări care să permită un restart sau o încercare de a reîncărca axa guvernamentală și de a o pune pe un pic de a schimba prioritățile. Altfel spus, este o manevră tactică, foarte simplu, politică. Asta este instrumentul pe care îl au ei. Remanierile, pe lângă faptul că sunt înlocuire de persoane, sunt și niște elemente de tactică politică. Fiind un partid tânăr, dar aflat la guvernare, evident că nu sunt scutiți și de situația de, să spunem așa, de situația de a comite greșeli. Deci asta este, este evident. Care deci, ar fi greșelile cabinetului? În primul rând, este o mișcare tactică. În al doilea rând, după mine, deci cred că vom asista la o modificare ușoară a priorităților, cel puțin din ceea ce a fost anunțat astăzi, din ce a spus și domnul Recean și toți cei vizați, și doamna Gavriliță și doamna Sandu. Aparent, deci evident, se pune accentul pe elementele de securitate, fiindcă noi toți speram că războiul se va termina curând. Războiul generează noi provocări de securitate în regiune. Am văzut și declarațiile președintelui Zelenski și nu doar, și nu este o noutate pentru noi, că noi tot apărem, ba pe o hartă, ba în altă parte. Și în al treilea rând, prioritatea este economică. În ce sens? În sensul în care iarăși acest război impune niște condiții ca noi să regândim în totalitate economia, fiindcă cum a fost înainte nu poate să meargă. Deci, da. Care au fost greșelile acestui guvern, dacă cele mai... Lipsa de viziune, în mare parte. Sigur că a fost un an extrem de complicat, cu multe provocări și așa mai departe, dar nu exista o viziune foarte clară unde vor să meargă, încotro vor să o apuce, și asta denotă faptul și că foarte multă legislație a fost modificată de foarte multe ori. A existat o comunicare extrem de proastă cu publicul, oamenii nu înțeleg iarăși încotro doreau să o apuce, ramuri separate putem discuta la, în genere la nesfârșit. Au fost și mai multe scandaluri, eșecuri, practic confirmate și de exponenții puterii, cum ar fi domeniul justiției, cum ar fi domeniul economic și așa mai departe. Pe de altă parte, cum ați spus, spun unii, e ușor să critici, dar să ne uităm că la câțiva kilometri e un război, că depășim cea mai gravă criză energetică, că sunt alți factori și pe de o parte guvernului s-a mulțumit pentru modul în care a reușit să administreze lucrurile în această situație, dar pe de altă parte totuși guvernul a plecat în demisie. Sunt domenii evident care puțin contează de poziția oficială a autorităților noastre, dar sunt domenii care nu țin neapărat de război, de criza din regiune și așa mai departe. Probleme interne care puteau fi rezolvate, birocrație, reforma justiției, ce încurcă războiul, are vreo tangență nemijlocită cu ceea ce se întâmplă în aceste momente în justiție, cu aceste scandaluri, cu tot haosul care se întâmplă în momentul de față în sistem? Nu are absolut nicio tangență. Și multe alte domenii care, iarăși, nu au o tangență nemijlocită cu ceea ce se întâmplă în regiune. Așa. Acum, uitați-vă ce a spus Natalia Gavriliță astăzi, printre multe alte lucruri pe care le-a spus. Dacă guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. E din aceeași epopee că dacă oamenii se așteaptă să cadă guvernul va cădea. Sigur că de ce? Ea vorbește despre o lipsă de susținere pe interior. Nu e clar dacă s-a referit la susținere politică din partea partidului care a sprijinit acest guvern, Bogza, sau din partea cetățenilor. Atunci când în sondajele sociologice nu apare
primele persoane în stat, cum ar fi primul ministru, ministri și așa mai departe, este o problemă. Atunci când cabinetul de ministri acumulează un anti-rating extrem de mare, până la deja elemente nu doar de dezamăgire, dar și de ură față de acest guvern, este o problemă. Acumulat, da, tot bagajul negativ în urma acestor provocări absolut obiective, care nu prea au tangență cu guvernul, dar pe alocuri sunt scăpări lamentabile din partea celor care și-au asumat anumite responsabilități, iar acum a venit și nota de plată așa. Politică, plus este o decizie, cum a spus și domnul Pistrinciuc, politică, în contextul inclusiv alegerilor locale, în contextul și parcursul nostru european, pentru că continuând sau nefăcând anumite modificări, inclusiv în garnitura guvernamentală, riști să ai și mai puțin suport pe plan intern față de lucrurile pe care trebuie să le faci în apropierea noastră că, de Uniunea Europeană. Că doamna Gavriliță abia s-a întors de la Consiliul Uniunii Europeană în Republica Moldova. Deci tocmai a venit de acolo după ce s-a îmbrățișat cu oficialii europeni și ne s-au transmis mesaje că suntem împreună pe calea europeană. Ce s-a întâmplat? Bun, întâlnirile la Bruxelles sunt întâlnirile de lucru, nu e ceva solemn. Consiliul de asociere UE Republica Moldova nu cu este Republica o solemnitate, Moldova. Este absolut o întâlnire de lucru. De eu acord, știu dar de... ca țară candidat pentru prima dată. Este de lucru. Este de lucru, adevărat. Nu e primul comitet de asociere, că noi suntem țara asociată ca de 2014. Ca țară candidat. Da, deci este o vizită de lucru. Deci sigur că mesajele au fost foarte bune, eu tot sunt recunoscător acestui guvern. Dacă de exemplu, compar așteptările mele inițiale, sigur că ele nu corespund realității, dar dacă compar ceea ce ne-au dorit alții, și anume să ne destrămăm, sectorul public să falimenteze în totalitate, să înghețăm, să nu avem cu ce plăti, să nu avem gaz, să nu avem ce, toate crizele acestea, eu sunt mulțumit, pentru că trăim într-o țară relativ stabilă, cu multe provocări, pace, liniște, toate instituțiile încearcă să lucreze. Problemele cele mai mari pe care le văd eu este gestionarea rezistenței la schimbări, la transformări. Nu vreau să pronunț cuvântul reforme, culea, că deja sunt ușor iritat de el. Și aici, într-adevăr, poate cineva astăzi în spațiu public a zis că uite, este timp de pace și timp de război. Eu nu mă refer doar la războiul din Ucraina, dar inclusiv la războiul care se petrece virtual la noi în societate. Încă rezistența din partea anumitor instituții, inclusiv din justiție și nu doar, deci este imensă la orice schimbare. Deci dacă, și de ea depinde implementarea anumitor chestii. Eu nu cred că în genere în Moldova sunt partide care au probleme cu viziuni. Toți sunt vizionari, visători, vor. Deci când citești și eu am scris programe și mi-am scris și speech-uri și cum văd eu cum o schimbe lucrurile, din păcate nu coincide viziunea cu implementarea, da? Sau de cele mai multe ori. Cea mai mare problemă a noastră acum, suntem maturi deja, vedeți că începem să discutăm nu doar vectorul și nu știu ce, dar cum să facem ca vectorul ăsta să fie. Asta deja este un mare progres. Deja avem partide proruse care nu neagă apartenența Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau mișcarea către această apartenență. Dar cea mai mare implementare este, mai mare problemă este implementarea acestor lucruri, să le faci da. Să funcționeze în realitate. Este o chestie extrem de dificilă în Moldova și extrem de dificilă de a fi făcute cu metode frumoase, elegante, europene. Deci aici este marea problemă. Și aici acum... e marea problemă că dacă le implementezi cu metode, așa cum spune la țară din topor, atunci se întoarce înapoi, că n-ai consultat, că n-ai făcut 54 de pauze de cafea, că 13 conferințe de presă, 70 de comunicate și așa mai departe. Așa, acum haideți să vedem. Radu Marian, am vorbit cu el cu puțin timp înainte de emisiune. Ședințele au continuat, apropo, se discută în continuare nume și așa mai departe, deși senzația a fost că până astăzi totul s-a stabilit și urmează doar niște formalități, da? S-a stabilit doar numele primului ministru. Da, nu știu cât libertate are candidatul să-și facă echipa, dar propun să ascultăm repede declarațiile pe care le-a făcut domnul Marian într-o scurtă discuție pe care am avut-o mai devreme și ne întoarcem să discutăm. Ceea ce a spus domnia sa este că săptămâna viitoare vom avea guvern. Haideți să-l ascultăm. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Avem foarte puțin timp. Aș vrea mai întâi să ne spuneți pe scurt de ce a plecat guvernul Gavriliță?
Da, deci se discută de mai multă vreme în societate, dar și în partid, necesitatea unei resetări a echipei guvernamentale. Și PAS este un partid cu democrație internă, ceea ce e sănătos și ajută la luarea unor decizii. Și acum am decis că acum este momentul acestei resetări, în contextul situației de securitate foarte complicată. Riscurile de securitate sunt în creștere. Am văzut zile de acestea declarația domnului președinte Zelenski al Ucrainei. De asemenea, avem parte de rezistență a grupărilor criminale și a fugarilor, care încearcă prin cât mai multe metode să submineze statul Republica Moldova. Și aceste provocări necesită răspunsuri imediate și noul guvern trebuie format rapid și trebuie să se aplice de lucruri imediate. Domnule Marian, astăzi am văzut mulțumiri și aprecieri, dar din această cauză un guvern nu pleacă în demisie. Totuși, ce nu a făcut acest guvern sau n-a fost capabil să facă de a fost nevoie să fie schimbat? Da, cred că e nevoie de și mai multă prioritizare și disciplină în tot ce înseamnă actul guvernamental. Repet, în contextul provocărilor care țin de securitate, de la granița unui război. De asemenea, în 2023 vrem să prioritizăm mai mult subiectul ce ține de economie și creștere economică. Trebuie să revenim la creștere, trebuie să începem să reconstruim. După anul 2022, cumva dominat de tot ce înseamnă compensații, suport, și iată, am considerat în echipă că este nevoie de o resetare pentru a oferi mai multă disciplină și un accent pe securitate și pe economie și clar că totul înglobat în obiectivul nostru strategic de aderare la Uniunea Europeană. Asta dă în spatele acestei decizii de... Din ceea ce spuneți dumneavoastră, da, din ceea ce spuneți dumneavoastră reiese că de fapt doamnei Gavriliță i s-a sugerat să plece, nu neapărat a plecat din proprie inițiativă. Nu știu de unde ați luat această afirmație, deci repet, e un proces democratic, consultativ, în partid. Cu toți am fost de acord că e nevoie de resetare și e nevoie de reprioritizare ce vrea să facă guvernul. Repet, vorba de trebuie să ne asigurăm că există pace, există liniște, să respingem provocările amenințărilor hibride, securitatea la adresa Moldova. Da. Credem că acest lucru poate fi făcut mai bine un nou guvern. Am văzut ce a spus doamna Gavriliță. Dacă guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Și de aici parcă transpare așa o senzație că dumneaei nu a fost tocmai, eu știu, nu a privit cu ochi buni plecarea sau că a fost nevoită să plece. Da, uitați-vă. Și în 2022, Moldova a fost probabil prin cel mai greu an de la independență face. Am avut creșteri de prețuri cauzate de război, de inflație globală, de șantaj energetic a Federației Ruse. Și evident că asta a avut un impact și asupra suportului cetățenilor pentru PAS și pentru Guvernul Republicii Moldova. Dar acest guvern, am înțeles, aici... Apreciem efortul guvernului pentru că s-a făcut lucruri extraordinare în ceea ce privește partea socială, în ceea ce privește independența energetică. Se discută, cum spuneam, în societate această necesitate de respectare. Și cumva cred că la asta s-a referit doamna prim-ministru când a spus acel aspect. Trebuie să recunoaștem că din cauza acestor greutăți care vin din afară, din cauza provocărilor cauzate de război, de criza globală energetică. Am avut cumva probabil nemulțumiri de la o parte a societății față de activitatea cu partidul guvernare și a guvernului. Da. Dar, repet, noi apreciem enorm de mult munca de pus Natalia Gavriliță, care este un profesionist de săvârșit. Și cum spuneam, da, în 2023 trebuie să trecem
să prioritizăm mai bine ceea ce vrem să facem și să avem mai multă disciplină în tot ce înseamnă actul de guvernare. Domnule Marian, haideți să mergem și să aflăm și lucruri noi, pentru că toate aceste lucruri le știm, le-am auzit, ne interesează totuși cum s-a ajuns la candidatura lui Dorin Recean și mai ales de ce întreb, pentru că dacă vă amintiți precedenta ședință secretă de la președinție, de atunci se anunțase deja acea candidatură, adică această candidatură, și de ce a durat atât timp ca să, până la urmă, să o auzim oficial? Haideți așa, nu știu cine a spus că a anunțat acea candidatură atunci, nu este adevărat, nu a fost speculații, supoziții, deci este un proces de consultări și iată acum, deci este momentul, la început de an, să facem această rețetare. Dorin Recean este propunerea și a doamnei președinte și este susținută de majoritatea parlamentară. Domnul Recean are experiență de gestionare, este orientat spre schimbare și are expertiză în securitate. Corect, este subiectul și domeniul de la care avem probabil cele mai mari provocări. Și a fost ministrul Maghi, a făcut acolo schimbări ambițioase. Este membru PAS? Îndeplinirea obiectivelor care ține liberalizarea regimului de vize, deci a crescut, a dublat, de fapt, încrederea cetățenilor în poliție pe acea perioadă și cumva a avut atunci curajul să împrunte regimul Plahotniu. Domnule Marian, da. Ok, este domnul Recean membru PAS? Okay. Domnul Recean este membru PAS? Nu sunt 100% sigur, trebuie să vedem bază de date, dar din câte cunosc nu, dar este un membru al echipei noastre, pentru că este consilier pe securitate la președinție și da, a lucrat de aproape în această ultimă perioadă. Da, și încă tot astăzi... Tot astăzi ne-am amintit și de celebra frază cu datul cu capul de asfalt. Asta n-a fost o problemă în numirea dumnealui? Bun, eu nu știu care a fost contextul acelei, nu știu de care a fost contextul acelei fraze, dar eu cred că este bine să vorbim mai degrabă de ce a făcut Dorin Recean decât... Păi și asta, adică și fraza aceasta îi aparține. Și atunci și domnul Dorin Recean și-a anunțat obiectivele sale, astăzi deja disciplină în instituții publice. Da, au fost mai multe candidaturi, mai avem numai un minut, au fost mai multe candidaturi? Am discutat și am agreat pe candidatura domnului Recean din motivele enunțate mai devreme. Așa. Spuneți-mi din miniștrii actuali, care rămân și care pleacă? Haideți așa, în aceste zile avem discuții pe echipa guvernamentală, e un proces de consultări și în câteva zile, săptămâna viitoare, va fi totul clar, nu ar fi corect să dau eu acum. Deci săptămâna viitoare avem deja guvernul. Nimeni nu se ține de fotolii, de miniștri actuali și, indiferent de situație, toți sunt gata să rămână în echipă, să ajute țara, indiferent dacă rămân ministri sau nu. Da. Repet, e un proces, e o consultare și săptămâna viitoare va fi totul foarte clar. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, seară frumoasă! Toate bune! Da, continuăm discuția, am revenit în studio, am auzit ce a spus domnul Radu Marian, din ceea ce a spus domnia sa, dar sunt câteva lucruri, inclusiv le-am văzut și la premierul desemnat, privind trei mari lucruri care trebuie făcute și este vorba despre disciplină pe securitate, ceea ce a precizat și domnul și domnul Pistinciuc aici de față. Chiar aș fi vrut ca să mă opresc un pic la ceea ce a spus. Deci, disciplina în instituțiile de stat. Da? Asta înseamnă că au existat probleme la acest capitol? Asta înseamnă cumva că doamna prim-ministru nu a controlat guvernul? Există o problemă, sigur, la capitolul disciplină, la capitolul... Noi, sincer, practic am asistat la nu un guvern monopartid, dar parcă am asistat la un guvern care e, hai să spunem, susținut de o alianță de partide, pentru că despre asta și anumite păreri contradictorii le-am văzut pe
parcursul acestei guvernări. Acum, candidatura domnului Recean, într-adevăr, este una autoritară care, cumva și în anunțurile anunțate în spațiu public, să impună această disciplină. Cât ține de, am ascultat atent declarațiile lui Marian, că chipurile Recean ar fi luptat cu regimul Plahoniuc, îmi vine, tocmai știți, niște emoții extrem de negative. Și cum a luptat acest om cu Plahoniuc? În 2014, în alianța de guvernare și așa mai departe, a ieșit cu o declarație despre Interpol în care este vizat Vladimir Plahotniuc, după care au fost arătate niște înregistrări video și domnul candidat la funcția de prim-ministru a dispărut pe 10 ani de zile. Nu s-a implicat absolut deloc în lupta împotriva regimului Plahotniuc. În contextul actual, evident, există o necesitate de făcut remanieri guvernamentale, dar factorul cel mai important este ca această guvernare să încerce să găsească o coeziune socială. Trebuie de unit societatea. Eu nu sunt sigur că obiectivele anunțate de guvernare prin exponenții săi pot poate să-l facă Dorin Recean, pentru că am spus, din primul considerent este că se va discuta foarte mult despre trecutul lui Dorin Recean și nu despre lucrurile care urmează să fie făcute. Numirea lui este un fapt împlinit. El va fi prim-ministru al Republicii Moldova. Mai departe, după ce primește votul Parlamentului. Da. Cred că asta este o formalitate, sau nu? Credeți că... Nu, eu niciodată nu cred în Parlament, deși cât de monolitic ar fi, niciodată nu există... Ei, cum nu? Există. Am văzut pe perioada lui Voronin, am văzut foarte clar cum era un candidat de, acolo, discuții, tot de paravan și unul adevărat. Dar eu am văzut și situații când se adunau deputații în Parlament și nu ajungeau voturi pentru a vota bugetul statului și primul trebuia dacă să era o coaliție, da, dar dacă era eu un pic nu sunt de acord cu domnul Plângău. Sigur că toată admirația pentru participarea la proteste și care au făcut-o colegii din platforma, da, dar asta nu înseamnă că toți cei care au lucrat înainte de în guvernul acela, toți erau sub aripa lui Plahotniuc, la fel cum nu înseamnă, vorbiți despre unitate și spuneți că, aha, și al care a lucrat în guvernul acela, el nu mai... Eu n-am spus de lucru în guvern, eu am spus despre lupta cu Plahotniuc care a fost lucrată și am spus să-mi dea măcar cineva un argument cum a lucrat. Eu să vă spun care, imediat cum ieșai atunci în coaliție, șete doamna Bogza, noi aici discutam, cum ieșai în acea coaliție cu critică la adresa lui, a două zi, numărai numărul de dosare pentru un copac, tăiat pentru alte chestii. Dumneavoastră, nu era un risc. Eu nu câți zic... oameni în platforma mea au avut cu dosare și n-am avut probleme. Eu am zis tot respectul, dar nu trebuie să-i puneți pe toți în buzunarul acela, că nu este corect. Apropo, colegii dumneavoastră de la Partidul de Guvernare tot fac greșeala asta foarte des, și al care nu s-a născut între 2000 nu știu, 15 până acolo, apădeam parcă e ștampilă. Și în genere, noi dacă personificăm și ne întoarcem înapoi în trecut, nu rezolvăm nimic în viitor. Este meritul vostru, aveți curajul, ați luptat și dumneavoastră și a foștilor colegi, deci nimeni nu-l ia, dar asta nu înseamnă că toți care au lucrat atunci, toți erau... După război, pur și simplu, mulți eroi apar de asta. Ce contează foarte mult în acea perioadă, dumnealui într-adevăr dădea dovadă de curaj. Am văzut stenogramele cele de la guvern, când se discuta miliardul, a pus întrebări, n-a votat, a încercat să reziste. Ceea ce era o chestie destul de dificilă și riscantă în acea coaliție și ne aducem aminte inclusiv și exponenții Partidului Liberal, Liberal-Democrat, oricine ridica vocea împotriva lui, apăreau peste o săptămână, două consecințele. Era o chestie, deci, în acest apropo, sens. Deci, numirea... O doză de curaj, de independență în decizii exista, fiindcă chestiile pe care le spunea el nu în tot timpul conveneau acestei coaliții care exista atunci. Între numirea lui Recean și echipa lui Filat, astăzi a început să se facă din nou o paralelă și să se vorbească că deja nu mai este, deci e o echipă vopsită din vremea lui Filat, care a ajuns din nou la guvernare. Cât este de adevărat acest lucru? Iată, domnul Pistriciu, cândva a făcut parte din PLDM. Mai sunteți în PLDM? Eu am trebuit să plec, fiindcă am o funcție care nu îmi permite să fiu membru de partid. Înțeles. Da. Dar eu nu m-am vopsit. Deci asta este ultimul partid din care am făcut parte și nu planific să fac parte din alt partid și mă bucur de acest lucru. Că, da, au fost și multe greșeli, multe chestii nu prea bune, dar fiecare, era multă lume care a făcut și treabă, deci la nivel local și la nivel central, nu era totul așa de bine, sur. Pe de altă parte, gustul amar și tot ceea ce este
În primul rând, furtul miliardului, care a avut loc în 2014, în perioada... De acord, acesta lucru este... Și legătura dintre liderul acestui partid, care a fost prim-ministru, și această nenorocire, plus faptul că atunci s-ar fi putut face lucruri foarte importante pentru Republica Moldova, care, uitați-vă, ne-au aruncat ulterior în urmă cu nu știu cât timp și abia acum începem să vedem ce mai putem, da? Ce și cum ne putem mișca înainte, când alții, uitându-ne la Ucraina, sunt cu mult înaintea noastră și am fi putut face lucruri importante. Asta, Marina, cred că nu iartă în 94 putem să facem și în 2005 trebuie să facem. Dar incursiune în trecut nu vom putea și face în seara asta. Și ne au puteam să facem mult și ne certam cu dumneavoastră aici pe fonul nefaceri atunci în Chișinău, astăzi două trotuare trumentează toată lumea. Deci sunt foarte multe chestii care puteam despre, să le facem. Despre asta propun să discutăm după pauză, pentru că trebuie să o luăm în acest moment și să vedem după pauză, în primul rând, ce fel de premier va fi Recean și la ce schimbări ne putem aștepta în viitorul guvern. Publicitate. Continuăm. Haideți să vedem cine ar trebui să plece și cine să rămână din actualul guvern. Eu am aici lista întreagă. Externe Popescu? Noi ne-am expus că unicile reușite ale actualului cabinet de miniștri care a fost plecat este domeniul relațiilor externe și protecția socială. Adică domnul Spătar, care a plecat. Nu a reușit noul ministru să se manifeste, dar sunt mai multe ministere în care... Haideți să vedem pe cine, că astăzi s-au vehiculat niște nume. Am impresia că domnul Munteanu, da, a vorbit despre Spânu, bine, Venco, asta dorește domnul, da, domnul Munteanu, și ziceam că sunt trei nume care s-au vehiculat. E o chestie legată și domnul Litvinenko, pentru că acolo sunt membri activi sau care au funcții în partid și pe ei mai complicații să-i schimbe, asta e adevărat, inclusiv cei care au anumită influență pe interiorul partidului. Păi, haideți să vedem cine ar fi cei care rămân și cine ar fi eu cei care... Eu cred cu siguranță va rămâne Bolea de la agricultură, am spus, inclusiv din cauza care funcții și în interiorul partidului și... Mă rog, plus ei sunt recent numiți. Și sunt recent numiți, dar o întrebare foarte sensibilă este legată de ministrul Spânu. Sigur că nu mai puțin capital negativ a acumulat decât Natalia Gavriliță în tot procesul ăsta de guvernare și chiar e o problemă foarte mare pentru multe scandaluri, dincolo de situația extrem de complicată din domeniul energetic, factorul extern și așa mai departe, au fost comise niște lucruri extrem de grave în domeniul achizițiilor publice, licitații, vă aduceți aminte toate epopeile astea cu Horus și pur și simplu este deja ridicol când o singură companie de 30 de ani tot se implică în procesele astea și nici măcar pe bază de legislații, dar cu negocieri directe, după care în plină criză... Și credeți că domnul Spânu va pleca? Eu cred că el trebuie să plece, dar este un proces extrem de complicat pentru că are un rol important în partidul de guvernământ, a fost secretar general al partidului, a stat un an de zile pe sacul cu bani, decidea cui primar dăm bani, cui și deputat dăm bani pentru a-și promova echipele sau anumite interese în raioane și este evident un proces mult mai complicat, cât ține de activitatea lui, este mai mult decât lamentabil. Nu cred că noi suntem un singur, da, ca partid politic de opoziție, cu critici în adresa. Nu, cred că toată societatea civilă deja și oamenii care au susținut partidul de guvernământ au venit cu reacții extrem de negative vis-a-vis de activitatea acestui și minister. Care ar mai fi ministerul? Bine, se discută despre Ministerul Finanțelor, Budeanschi și așa mai departe. Uh-huh. În special, cred că mai ușor acum spunem cine... La interne, credeți că rămâne doamna Revenco? Asta nu cunosc, dar cel mai probabil că, da, pentru că este un factor, nu doar, este un alt factor, cine pui în loc. Guvernarea de foarte mult timp se plânge că există lipsă de cadre, nu vor să deschidă ea, inclusiv în procesele astea nu au mers la negocieri cu alte forțe, pentru că eu am spus în fiecare, nu știu, merge în societatea civilă, deschide... Apropo, dacă se deschid porțile, vorba dumneavoastră, și se solicită, de exemplu, și din partea platformei Da Oameni, sunteți de acord să...
Eu nu cred că... Fiți cooptați sau nu credeți că asta se va întâmpla? Cred că, în primul rând, că se va întâmpla un asemenea scenariu. În al doilea rând, noi am spus că suntem deschiși și să ajutăm. Noi trecem prin niște momente extrem de complicate. Noi tot timpul am fost deschiși. Credeți-mă, în parcursul acestui an noi am venit cu 10 de recomandări acolo unde am avut oameni care au acumulat o anumită expertiză, inclusiv din legislatura precedentă. Și cea mai bună comunicare instituțională noi am avut-o cu ministrul Spătar și cu unii oameni care, iarăși, din păcate, trimiteai scrisori, făceai documente și așa mai departe, dar care munca ta era irosită în zadar. Și nici mari succese nu am văzut, dar în continuare vom lucra. Inclusiv când a fost depusă sesizarea pe partidul Șor de a fi scos în afara legii, am depus o muncă mare, colegii la partid, mai ales după ce am citit sesizarea pregătită de Ministerul Justiției sau de Guvernul Republicii Moldova. Da, acolo am înțeles. Dar eu nu sunt de acord. Spuneți. Că partidele de opoziție se ducă la guvernare chiar dacă o să le facă invitații. Și eu consider că dacă o să vă facă astfel de invitații, o să faceți o greșeală strategică, să vă duceți ca și alte partide pro-europene. Nu, să existe opoziție. Exact. Fiindcă dacă eu, de exemplu, ca alegător, nu o să vreau să-i votez pe ăștia la legile viitoare, nici mă lăsați pe mine fără... În primul rând, m-a lăsat pe mine fără alegeri. Într-a doilea rând, și voi sunteți de perspectivă, și într-a doilea rând, cel mai important, când accepți o funcție și ești partid în guvernare, în ascensiune și lupți, înseamnă că pur și simplu ai acceptat funcția, nimic mai mult, da? Ai renunțat la, cumva, la lupta politică mare. Și, nu în ultimul rând, noi trăim într-o democrație. În democrație trebuie să fie, nu uităm, vin alegerile, acolo se decontează toate lucrurile. Iar dacă vorbim despre alegeri, deci eu văd cea mai mare problemă, deci în afara Parlamentului. Dacă vă uitați în istoric în ultimii 25 de ani, știți că tot timpul în afara Parlamentului erau partide cu destul de mare, spun, nu că era clar că uite o să fie în viitorul Parlament. Da. Și asta, și astăzi sunt și eu mă bucur că sunt partide cu tineri la conducere și care au trecut printr-un proces organic de schimbare a poate puterii, că noi știm că în Moldova asta e foarte greu. Ne întoarcem la cabinet. Dar cine? Ideea asta cu discuții larg și cabinet de miniștri, cum spun, de unitate națională, cum zic, de la toate partidele câte o funcție. Eu mai tare mă dezamăgesc de partidele care, cum spun, astea mai mici, care cer chestia asta, adică ce v-a dat câte o funcție și la revedere partea de opoziție sau cum. Deci noi nu trebuie să uităm că dezideratul acesta de integrare europeană, el în primul rând este fundamentat pe partide politice pro-europene, care trebuie să se bată între ele, evident că... Întrebarea care apare este următoarea. În ce măsură premierul desemnat are mână liberă pentru a-și face echipa? Nu? Bănuiesc că în cadrul discuțiilor s-a pus această problemă. Dacă vreți performanță, dați-mi voie să... Sau cred nu? Că foarte multă insistență s-a făcut în principal pe schimbarea primului ministru și asta vedem că a fost un proces pregătit din timp, pentru că și discutat și anterior în spațiu public și după ședințele care au mai avut loc pe la președinție și așa mai departe. Cât ține de remanierile sau de schimbarea ministrilor, numirea unor noi miniștri, eu cred că acest proces încă nu a luat sfârșit. Se discută. Da, într-adevăr așa este. Ședințele continuă. Nu și... toți miniștrii care trebuie schimbați vor să plece din această funcție, haideți să spunem așa. Este o... Alții vor, apropo. Alții vor. Cine? Și... Nu știu de miniștri ne-am mijlocit, dar dacă un pic, eram decepționat, mă sunau mulți colegi, dar de ce s-a dus domnul Spătar? E chiar cât de probleme în familie. Toți au impresia, iluzia asta și aici vă rog ca presă să faceți odată o emisiune, să vă duceți, să vedeți cum lucrează nu doar miniștri, funcționari de stat, secretari de stat. Știți așa, o zi plină, o zi cu un funcționar. Vreau să spun că noi, iată, cu 10 ani în urmă, când am fost și eu funcționar, sau 15-10 ani în urmă, numărul de oameni care mai rămân în sistem și dedicați scade fiecare zi. Deci asta este o criză care noi nu vorbim în calitate umană. Eu mi-aduc aminte colegi de care ce am nu vorbim? Eu vorbim. 10 ani în urmă, vorbim din ei 80% asta. Nu mai sunt în vorbim sistem. Vorbim despre faptul că nu există. Eu dacă aș spune azi specialiști, un ministru trebuie să aibă un salariu salarii care mici, să facă noi vorbim despre acest lucru. Să sară toți în cap, fiindcă nu e la modă să spui. Nu că nu este la modă, pentru că lumea este săracă, majoritatea este săracă și atunci din acest motiv, pentru că dacă ar fi... Pe de altă parte nu e un cerc vicios. Nu este majoritatea cetățenilor Republicii Moldova săracă. Este...
nu este majoritatea. Este majoritatea cetățenilor. Avem 1% pragul sărăciei, să aproape 27-24%. Bine, noi vorbim foarte săraci. Sunt 5 chintile, deci, dar nu sunt toți. Deci, dar, nu, bun, dumneavoastră, de exemplu, nu? Pătura care era cât de cât mai ok. Dacă este să ne uităm, foarte da, este foarte complicat, inflație, dar trebuie să fim corect. Facturi și așa mai departe, este trist. O duce foarte, o duce foarte greu, dar nu este toată populația Republicii Moldova nu majoritate. Nu vorbesc despre toate. Și nu este majoritate, nu este mai mult de 50%. La noi de fiecare dată spune că numai guvernare trăiește bine. Trebuie să fim corect. Noi suntem aici într-un cerc vicios. Oamenii sunt săraci, în același timp nu avem o guvernare care să poată fi bine plătită, da? Și să creeze condiții pentru dezvoltare în așa fel încât oamenii să devină mai bogați și tot așa mai departe. Deci despre ceea asta... ce foarte mult contează este să punem foarte mult accent în perioada următoare pe creșterea capitalului uman, pe instruirea oamenilor care ulterior să lucreze în fără bani asta nu se face. Câtă libertate există are? Există deschidere, inclusiv sunt proiecte în parteneriat cu unele state occidentale, inclusiv acum România foarte mult ne ajută pe diferite ministere, deci pregătiți. Și asta s-a practicat și în trecut, dar trebuie accelerat lucrurile. Este pregătirea unor specialiști care se lucrează în funcții publice. Și da, foarte mult dauna au făcut în procesul ăsta, pentru că nu poți să reții mulți funcționari, trebuie să le majoreze salariile astea în mod evident, inclusiv clasa politică. Vă aduceți aminte legislatura precedentă când au venit să majoreze salariile deputaților cu 1000 de lei? Pentru că acolo deputații cunoașteți, în Parlament, funcționarii din Parlament au salarii mai mari ca deputații majoritate. Da. Și cât tam-tam făcea domnul Alaiba. Doamne ferește, că un populism de astea mare. Și asta da. Acționează acum, iată, în guvernare. Acum, iată, domnul Alaiba avea dreptul moral să ceară majorarea salariilor primilor persoane în stat după ce un an în urmă striga... Mai avem puțin timp. Mai avem puțin timp. Domnul Alaiba probabil, cel mai probabil va rămâne în cabinet, că are foarte puțin timp de când a fost numit, apropo de numele. E o chestie de curaj, eu recunosc că nici eu nu l-aveam, atunci eram gata să înghit și stac, dar dacă ne uităm foarte simplu, uitați un exemplu în agricultură, faci o întreprindere în agricultură, ai acolo, spunem, 100 de angajați, dacă pui un manager, un brigadier pe tot, nu știu, ferma ce, tu te străduiești să-i dai un salariu mai mare, de ce? În primul rând că asta înseamnă că el are nevoie de tot ce e necesar. Da. Și poate să-i supervizeze pe alții și revenim. Are ce pierde cel mai da. Important. Revenim la cabinetul de ministri. E vorba de curaj politic, trebuie ce să fel, explicăm. Ce fel de premier, ca să încheiem, că ce e cert în acest moment, este premierul desemnat, da? Va fi un premier care va avea foarte multă influență, va încerca să soluționeze anumite probleme interne prin stabilirea, așa cum este spus, obiectivul să termine cu haosul instituțional, dar unul din principalele obiective va fi intervenția în procesele justiției. A noului premier. Și de aici vă rog să... Mesiu de Popadrobni. Da. Vă rog să spuneți mai mult anume la ce vă referiți. Sunt foarte mari îngrijorări de modul în care se întâmplă anumite lucruri sau procese în domeniul justiției. Este clar că este nevoie de o nouă abordare. Se discută inclusiv în momentul de față despre... Pentru că dacă continuăm în maniera asta care a început de un an și în domeniul justiției de a face ordine, mă tem că până la finele mandatului vom avea o mare decepție, haideți să spunem așa, să mergi cu stângul în foarte multe procese și eu cred că este nevoie de o viziune nouă sau o abordare nouă. Domnule Plăgău, noi suntem... Dar asta nu, da. Nu trebuie să ducă nici de cum la, haideți să spunem, partenizarea anumitor procese din domeniul acela, pentru că va fi foarte, foarte grav. Vă rog. Eu cred, să spun un secret, eu cred că justiția la momentul de față este independent în Moldova. Este independent. Mare secret ne spuneți. Și foarte, foarte corupt. E că asta e marele regret. E foarte mare secret, într-adevăr. Da, dar ea este independentă. Noi vedem în justiție decizii absolut contrare, nu doar a interesului național Republicii Moldova, și a guvernului, și a ministerilor, și a partidelor, și a mai departe. Asta este o mare problemă. Pentru mine, ca cetățean și observator foarte intens, și care am votat ultima lege a procuraturii, inclusiv au venit și experți europeni să ne îndemne să facem chestia asta, și noi aveam discuții interne, am avut de ce să le dăm o lege cu atâta protecție ca să fac chestia asta, dar bun, mi s-a explicat să o facem, băi, dar poate într-adevăr, cu atâta mecanisme de protecție, poate o să o fac. Eu știu că juriștii, eu bine, juriștii nu mă iubesc când ajungem să discutăm despre justiție.
Eu nu cred că justiția din Republica Moldova mai are capacitatea să se autopurifice sau reglementeze cât de puțin. Sorry. Și soluția care este? Eu deja am pierdut dinți, am pus greutate, am însorit la cap soluția? Tot aceeași chestii, că e mixtiuni, nu e mixtiuni, nu este de acord, dacă noi spunem, nu, cere tare, domnul, noi când spunem... Nu, nu, bun, ce să apărăm noi astăzi? Nu, 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 ce să apărăm? Toată lumea știe domnul deja, eu am votat hotărârea Parlamentului privind la starea captivitate. O, eu sunt foarte corect. Omul cel care este... Din punct de vedere pur politic, acesta este mega mixtiune pe care eu o susțin. Păi da, și eu susțin da. Câteva măsuri, dar, emisiune, dar nu trebuie acum să... Foarte mare emisiune. Să, o să vă critici și toți avocații, punem, toate barourile și toate comisiile. Nu mai absolut chiar nimeni. Dar este o emisiune care nu eu susțin. Mai criticat eu sunt de acord. Chiar nimeni. Din potrivă, nu, înțeles, dacă o să implementați, o să vă critici. Cum, da, ce să vedeți toate asociațiile, juriștilor. Important ce faci, pentru că dacă faci niște lucruri fără anapodă, așa, de azi pe mâine și nu înțelegi ce trebuie să faci, care sunt obiectivele tale pe termen mediu și lung, atunci sigur că va fi unește. Decizii... și multe state care au încercat absolut să de acord. Această acum, decizie cu stat capturat, când spuneți mie că justiția de... este absolut, nu știu acolo, nu se facă intervenții, moment. Hai să fim serioși, sau că guvernul... Se fac intervenții, dar e independent, dar fii de acord. Eu vă dau doar anarhie. Ca anarhie, da. Da, anarhie independentă, dar haideți, Bakunină, haideți independent. Luăm, nu, dar haideți obiectiv să luăm un de exemplu. Procurorul anticorupție, nu mi-e subiectul emisiunii de astăzi nu este reforma justiției și curățarea justiției. Da, haideți să revenim la... Așa, domnule Pistinciuc, nu mai avem timp. Vreau să ne spuneți, dumneavoastră, îl cunoașteți foarte bine pe Dorin Recean. Nu foarte bine, bine, nu chiar, dar îl cunosc bine. Foarte bine, ați lucrat împreună mulți ani, sunteți în relații... Da, îl cunosc personal, dar nu înseamnă că îl cunosc foarte bine. Ați lucrat împreună foarte bine, nici pe mine nu mă cunosc. E bine, da, dacă o luăm așa, da, atunci vă cred. Ce fel de ministru, de premier va fi Dorin Recean? Eu nu știu ce fel de premier va fi, asta urmează să vedem. Eu prefer apreciere modeste la început și posibilitatea de a... Da, dar el a fost ales pentru niște calități. Care da, sunt acestea? Calitățile înțeleg, lui... capul de asfalt, alte lucruri, una alta, da, noi am vorbit, dar calitățile sale asta, care asta, sunt... Asta, apropo, a fost un citat care de la el mi-a plăcut, apropo, că, într-adevăr, câteodată în țară la noi trebuie să mai spui lucrurilor pe șleau, așa, fiindcă noi tot ne rugăm unul pe altul și nu se întâmplă nimic. Da, eu am pierdut răbdarea. Eu fac parte din categoria celor care sunt vreo 80%. Am înțeles. Asta. Deci, poate, deci asta poate fi asta, în actual calitățile, exact, în da. Acest context poate să fie. Deci, în contextul ăsta, e o persoană disciplinată, în sens de profesional, deci e foarte activ, organizat, disciplinat. Într-adevăr, preocuparea lui de ultimul timp este domeniul de securitate, asta era și funcția pe care, spun așa, o știe destul de bine, grație și funcția anterioare, dar și ultimele evenimente, are... era lipsit din viața publică în pofida meseriei, că asta era. Are capacitatea că... de a-și alcătui echipa, adică de a aduce oameni, cred că da, dumnealui e caute... destul de independent în a-și alcătui echipa, deși eu nu cred că atunci când ești înaintat de un partid se dă carte blanche, cum se spune. Deci trebuie să ții cont de partid. Aici dar el nu este membru PAS. Sau sau este... Din câte eu știu, nu este membru PAS, nu. Mai departe ce o să fie, depinde. Poate să nu fie membru, poate să fie... Dacă e membru PLD. Da. Vreau să... Dumnealui a fost membru. Vreau să vă mulțumesc, pentru că emisiunea noastră, iată, se încheie și eu nu pot depăși astăzi, că e o emisiune de succes pe care toată lumea o așteaptă și nu pot, pur și simplu, și așa am intrat, dar guvernul nu pică în fiecare zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Luni continuăm să discutăm despre căderea guvernului și despre... Mi-a căzut, a plecat în demisie. Despre demisia guvernului. Am mai avut astăzi discuții de astea, a cădea, a pica, a fi demis și așa mai departe. Haideți să ne uităm în dicționar și nu e chiar... Nu, că împici un examen, știi că mai picat da, examenul și cat. Da. Deci vorbim în continuare despre plecarea guvernului Gavriliță și tot luni vom sta de vorbă cu judecătorul din România, Cristi Danileț, și vom dezvolta subiectul reformei în justiție și ce trebuie să facem, la ce etapă ne aflăm și să vedem care a fost experiența României și ce putem învăța din această experiență. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit și în această seară. Ne vedem luni!